Binecuvântat-i Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și până la și în vecii vecilor. Amin, slavă ție, Dumnezeu, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorul Dumnezeului, are pretutindeni-și toate lucrurile vizier bunătăților și dătătorul de viață, minunii să rășluiește pe noi și ne curățește prin noi de toată înfinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Tu poate martirește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Tu poate martirește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Tu poate martirește-ne pe noi. Slavă Tatăl și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și veci veci mai avem. Prea Sfântă Tăi, lângăște-ne pe noi, Doamne, crezi-te păcatea noastră. Stăpânia cu fără de lege toate, Sfinte, cercetează și vine de neputite luate pentru Sfântumele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Tatăl și Fiului și Sfântul Duh și apă și purea și veci vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, Sfințească Sfântumele Tău, vine împărăția Ta, Doamne, și voia Ta, de cum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșeale noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ne dovedește cea viitoare. Ta este împărăția, puterea și slavă al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Născătoare, Dumnezeu, acum poți să-ți zici să alergăm pe păcătoși și smeriți. Să credem cu copăiul și cuvinată în sufletul de Stăpână, ajută-ne milostivindu-i despre noi. Grăbește căpere din mulțimea păcatelor. Nu-mi place pe vorbă trăiteșește pe tine singură, Dumnezeu-te-am știgat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tângea Născătoare de Dumnezeu, purea spune puterile tale. Noi nevrednici prin nevinstatul înainte rugându-te, cine ar fi izbăvit din atâtea nevoi sau cine ar fi păzit până acum zlobos, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea de toate nevoile. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm de Fiul Tău, Născătoare de Dumnezeu, și strigăm prea curată, Stăpână, de toată nevoie, izbăvește ce se roagă ție. Slavă ție, Dumnezeu, slavă ție, dă-mi ritoare la mine ca un curaj și mie nevrede, creătarea datorilor, rugăm-o de rugăciune ce te-a născut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, cu totul răutate, prin cuvânt, ai născut mai presus de cuvânt, pe cuvântul pe care acela roagă să mântuiască sufletele noastre. Doamne, slavă ție, Dumnezeu, nu slavă ție, fiind rugat de toți sfinți, îndurat de ce? Curățește-mă pe mine pentru ce te-a născut. Sfinților arhanghelii, și Înger rugați-vă, Dumnezeu, pentru noi, rugăciune mărită și aranghe și Înger și ale cetelor celor de sus, mine păzește pe toți, Mântuitorule, Sfinte Ioane, prorog, înainte mergător, roagă-te, Dumnezeu, pentru noi, pentru rugăciunile cetelor și mărită, prorog, înainte mergătorul și botezătorul tău, Hristoase, Mântuitorul meu, păzește pe robii Tăi.
Sfinților Părinte, Apostol Mucenic și toți Sfinții rugați lui Dumnezeu pentru noi, pentru rugăciunile Măriților, Apostol, ale tuturor Sfinților Tăi, dăruiește-ne tare poporul Tău. Sfinților celor fără de atin, rugați lui Dumnezeu pentru noi, pentru rugăciunile Sfinților celor fără de atin, Născătoare de Dumnezeu, păzei pe robii Tăi ca apărătoare a lumii, ușa milostivii deschide nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu ferim ceea ce nădăjduim cu Tine și să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului, vrește-ne! Că Sfânt ești Dumnezeu nostru, ție slavă să înțăm Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și Tu, uită, Doamne, și luminarea mea și Mântuitorul meu, de cel mă voi teme. Doamne, și păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. În epistola către Evrei al Sfântului Apostol Pavel și tine, fraților, cel ce simțește și se simțește, din Duhul sunt toți, de aceea nu se rușinează, iubiască pe ei frații că, spune voi, fraților, mie numele Tău, amirul Dumnezeu de Voloda, și iarăși, eu voi fi crezător în El, și iarăși, iată eu și frugii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce frugii s-a făcut părtași sângele și trupului, în același fel și El s-a părtășit de acestea, ca să sunt prin moartea Sa, de ce chiar în stăpânirea morții, atât de pe diavolul, și să-i zbăvească pe aceia pe care, în frica morții, voi ținea robii toată viața, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor și sământa lui Avram a luat, pentru aceea dată era cu toate, să se asemne fraților ca să fie milostiv și credincios are reauzere către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin cei ce-a pătimit, fiind el însuși mitit, poate și celor și se zbite să le ajute. Pace ție, Cititorul Dumnezeu, aleluia, aleluia, aleluia. O înțelepciune drepsa, ascultând Sfânta Evanghelie, de la Ioan citire. Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte, în vremea aceasta, Sfânt Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, încă poarta oilor erau scălătoare care se încheia pe evrei și vitești, dar care avea chip prin coarne. În acestea se zicea mulțime mult de bolnavi, orice ori buzgați, dar sunt în mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme, scălătoare și pune apa. Și cine intra întâi după culorea apei, se făcea sănătos, orice boală era. O pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de Iisus Hristos mântuiește noastră, Domnului să ne rugăm, pentru Sfânta Biserică și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică Dumnezeu, însă, Domnului să ne rugăm, pentru ca să sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu bucurarea Sfântului, Domnului să ne rugăm, pentru ca să coboare peste apa aceasta lucrarea cea cu evlavie, mice noi prețuri de fire, Domnului să ne rugăm, pentru ca să trimitei harul izbăvirea și binecuvântarea Ordanului Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne iluminăm noi cu luminarea cunoștinței prin trăimea cea de ființă Domnului să ne rugăm. Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul Domnului.
Femeie prea sfântă, curată, prea binecuvântată, Mărinta, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea, fără pe care Maria cu toți prinții s-o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi nici ne pleacă toată viața noastră, nici s-o Dumnezeu s-o dă. Ai făcut ochi să-L îndrești poruncit să spele prin cuvânt, ai făcut să-L rânească lumina, ceea ce oprești marne, patimilor cele potrivit și pătorești în marea această rata a ce se vezi și îmbrânzești poruncit cele grele din putere ale plăcerilor însă și viitor de oameni împărate. Ceea ce ne-ai dat nou să putem pe jurul lumina ca de pată în apă și duc și acum cu minte harul prea sfânt de viață, pentru că te-au duc ca sfințești toate și sfințește și apa aceasta. Și acum cu minte harul prea sfânt de viață, pentru că te-au duc ca sfințești toate și sfințește și apa aceasta. Și acum cu minte harul prea sfânt de viață, pentru că te-au duc ca sfințești toate și sfințește și apa aceasta. Prin putarea și tropirea cu apa aceasta, prin ce nouă binecuvântare, ca care spune în finețirea patru, așa ne rugăm ce cercează, mă putești și bun și tămâdești și dumneata. Bunătăți noastre și frățești și scupești, pentru că cei prea sfinților, Vasilii cel Mare, Grigori de Dumnezeu, Cuvântător și Ioan, Gură de Aur, și otru sfinți părinții timp și Ioan, cel Bunătăț, Adurea, Palisantrena, Sfântul Nisum, Patriarhul Constantinul, la cel între sfinți părinții noștri, Nicolae, Episcopul Lichii, Spiridon, al Dumitrii de Făcător de Minim, Calimitra, Cernica, Iosif, cel nou de la Iureșe, Tava, Antoni, Viream, Iosif, Mărturisitorul, al Sfântul Cosmă și Damian, Chișioan, Pantelimon, Irmolai, Samson, Mochie, ale sfinților, Visarion, Sofronie, Ioan, German, ale actorii până o să vă știm, ale Sfântului Drept Dumnezeu, Părinților, Ați 5 ani și 7, 8, 8, și părzește, Doamne, pentru vărătorii acești creștini care sunt de față, satul acesta, dă-le lor, Doamne, sănătate și împlinește toate cele de trebuință oftei acești creștini. Adu-s aminte de toată episcopia din Lucrul Creștin, adu-s aminte, Doamne, de cei ce ne urăști, de cei ce ne vezi pe noi. De frații noștri care sunt și stau de față, de ce pentru binecuvântată, pricinu s-a întâmplat nouă. Adu-s aminte și de părinții și de frații noștri care sunt în obiei și își părăși și își părăși. Că tu ești izvor Domnului însoasă, Dumnezeu nostru, ție slavă, Sfântul Tatălui, al Sfântului 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 și în vecii vecilor, pace tuturor! Și Duhului Tău, faptele voastre Domnului să le plecați! Ție, Doamne! Că tu ești în sine ascunzi în șase prin noștri, ție slavă, Sfântului Tatălui, al Sfântului 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 și în vecii vecilor, amin, mântuiește, Doamne! Sfântă binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivit dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. De doar poporul tău, ci binecuvintează moștenirea ta. Miluința bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivit dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să rugăm! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu îndurător și al tot bunăstit, a cărui milă este nemăsurat și prea de oameni adânc neajuns la ta slavă, că sunt cu frică și cu trebuie, ca niște rog ne trebuie. Cu umilință aduci mă acum în mulțumirea bunătății tale pentru mine faci și au asupra lor elevilor tăi aceștia și ca pe un Dumnezeu stăpân și binefăcător, te zlăvim
îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumindu-ți rugând cu umilință, nemăsurată și nesupusă a ta milostivire, că plăcut mai binevoită a primi, acum rugăcea Domnului tău și cu milostivire ai învecii, ale semnului cerurile așa și le-a făcut înainte, vrecește a spărintul dreapta credință în dragoste cea către tine și cea către aproape și toate faptele cele bune și adăugurii ale tale binefață, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-le toate reaua întâmplare, dorind de pace și liniște și ne învrecește pe noi întotdeauna mulțumirea aducii cel prea bun, agrăit și acântații, cel fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântul și plinuși de viața învățătorul Tău, Duhul Dumnezeu cel slăvit, într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Pentru un alt prea sfântul nostru, episcop, dă-i, Doamne, sănătate, de lungă în zile, spor în dreapta, provoțăița a cuvântului adevărul Tău și îmi povățește tuturor celor nemuntătoare în fiecare mântuire să-i păzească într-un mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Binecredinciosul poporul român de pretutindeni, cârmuitorul țării noastre, mai mare oraș și sate și viitor de Hristos, oaste de la Doamnă, zile bune de rugați și viață sparsică, sănătate, mântuire și pentru tot bună sporire, iar asupra vrăjmașul brință îi păzește cu mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Binecredincioșilor, care sunt de față la această sfântă slujbă de lor, Doamne, zile drungate, pace și sănătate într-o toată bună spărinte și îi păzește într-un mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericiri, la mulți ani să trăiți, vă fi viața numai lumină, ca din lumină să te-ai luit, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăim, la mulți ani fericiți. Știu că cei mici, cei de la grădiniță, pentru că avem aici și preșcolari, de la grădinița numărul 1 scurta și grădinița numărul 3 scurta, precum și clasa pregătitoare, elevii, au cele mai mari emoții, dar nu numai. Părinții, bunicii, cadrele didactice, probabil și autoritățile au de asemenea emoții. Iată-ne așadar la un nou început în care ne recompunem, ne redescoperim, ne replicăm gândurile pozitive. Venim după un an 2018-2019 cu rele, cu bune, satisfăcător pe ansamblu, dacă ne gândim la rezultatele obținute la evaluarea națională, dar și la concursurile la care elevii au participat. Visăm și ne dorim un an 2019-2020 mult mai bun, cu rezultate mai bune, în care cu toții să învățăm unii de la ceilalți. În ceea ce ne privește, vă asigur pe toți de alocarea necondiționată a tuturor resurselor de competențe, experiențe și energie de care dispune corpul profesoral înnoit în acest an, atât cu o doamnă educatoare, cât cu două doamne învățătoare, dar și cu mai mulți profesori pe care le descoperiți la clasă. Stimați părinți, fiți aproape zi de zi de copii dumneavoastră, îndemnându-i să-și desfășească educația și formarea. Numai astfel vor putea a fi și vor putea sta cu capul sus în lume. Dragi copii, nu există construcție mai importantă a omului decât aceea proprie creație. Învățați, pentru că acum asta nu vă cere taxe, nu vă cere bani, și de ce nu să vă transformați și să fiți pe cui meșteri germanole. Dar asta necesită jertfă, timp, efort, răbdare, respect, perseverență. Așadar, respectați-vă și iubiți-vă mai întâi pe voi și apoi pe ceilalți din jurul vostru. Fiți prieteni cu toată lumea. Dragi colegi, cea mai mare satisfacție a profesorului este să se vadă depășit de propriul elev. Dar aceasta nu ca urmare a unor
autosuficiențe sau coborâri de standarde. Să păstrăm vie flacăra cunoașterii, să facem din elevii noștri nu vase pe care să le umplem, ci torțe care să ardă. Să descoperim aptitudini, să formăm competențe și să deschidem drumul copiilor noștri. Știm bine că respectul nu se cere, ci se câștigă în timp. Doresc tuturor să avem un an școlar plin de realizări, satisfacții, scol la toate și peste un an, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne vedem iarăși în acest moment mai bogați, atât și material, dar mai ales spiritual. Așa să ne ajute Dumnezeu și dau cuvântul domnului primar. Bună ziua tuturor, stimați educatori, învățători și profesori, dragi bunici, părinți și copii, dragi invitați. Astăzi este prima zi din nou al școlar 2019-2020, o zi foarte importantă pentru noi, deoarece în aceste momente copiii au prioritate. Faptul că suntem prezenți la acest eveniment demonstrează că acordăm deosebită atenție educației și înțelegem rolul ei în societate. Începutul de an școlar este un moment de reflexie pentru ceea ce înseamnă educația, principalul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere când ne gândim la viitor. Primăria și Consiliul Local al Comunei Orbeni a investit în unitățile de învățământ pentru că a dorit să creeze copiilor noștri medii plăcute, medii corespunzătoare pentru desfășurarea orelor. Educația este inițierea în viața spirituală, pregătirea sufletului uman în căutarea adevărului și virtuții. Vrem să-i ajutăm pe cei mici să ajungă oameni demni, respectoși și capabili, să ia hotărâri responsabili. Am convingerea că întregul corp profesoral contribuie la îmbunătățirea sistemului educațional, iar administrația locală se străduie să creeze condiții optime pentru desfășurarea condiției optime a actului de învățământ, prin atragerea de fonduri direcționate către educație, prin obiectivele în curs de execuție, unele și aici putem enumera, reabilitare și extindere corp, grădiniță și construire corp, școală, care în momentul ăsta, sincer, îmi cer scuze, că nu a reușit să fie finalizată lucrarea, deși așa ar fi fost normal. Sper în câteva luni lucrurile să finalizeze acolo și anul viitor să ne prindă din primăvară în nou spațiu. De asemenea, la Orbeni se află în faza de execuție o grădiniță care respectă graficul și sperăm anul viitor copiii de acolo să ocupe un alt spațiu mult mai bine dotat și bine pregătit. De asemenea, multe alte investiții care fac referire și vin în sprijinul dumneavoastră, aș mai putea exemplifica construirea sală de educație fizică școlară în satul Orbeni, lucrare care sperăm să înceapă cât de curând, suntem în faza de autorizare. Proiectul este finanțat în Ministerul Dezvoltării Regionale, unele prin programul național PNDL 2, celălalt prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, ne străduim pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, unde să putem desfășura alte activități administrativ, social, culturale, și ne-am propus să demolăm și să construim o sală multifuncțională a celor dumneavoastră în satul Scurtă, cu finanțare de la bugetul local. Da, vă rog să ne scuzați și emoțiile și toate. De asemenea, satul Scurtă a fost amenajat un teren de sport, unde copiii își pot desfășura activitatea în alte condiții. Cum bine știți, au fost implementate sistemele de supraveghere video atât în școlile cu clasele 1-8 Orbeni, cât și în școala cu clasele 1-8 Scurta. De asemenea, o mare bucurie avem cu înființarea acestui, în cadrul proiectului Cântec Popular și parte din sufletul satului meu, a ansamblului Spic de Grâu de Orbeni, de la Orbeni, unde avem o colaborare foarte frumoasă și fructuoasă cu doamna profesor Maria Șalara. Iar pe această cale vreau să mulțumesc copiilor care fac parte din acest ansamblu, părinților și tuturor celor implicați în acest proiect. De asemenea, prin calea Palea Totușul, al cărui membru suntem, s-a depus un proiect în vederea achiziționării de costume populare și alte efecte tradiționale pentru ansamblu Spic de Grâu de la Orbeni, în valoare de 5.000 de euro. Toate acestea fiind în interesul copilului.
prin menirea dumneavoastră oferiți copiilor posibilitatea să-și dezvolte abilitățile din viață și să-și consolideze competențe fundamentale, dați exemple pozitive, încercați să adoptați programe speciale pentru a-i determina pe elevi să învețe cât mai multe și să înțeleagă importanța școlii. Un factor important și de răspundere al educației este familia. Dumneavoastră, bunicii, părinții, o conduceți și răspundeți de ea în fața societății și a vieții copiilor. Ne străduim să asigurăm copiilor noștri un mediu cât mai corespunzător și favorabil dezvoltărilor, motiv pentru care vor înțelege că în viață omul trebuie să urmărească un ideal. Pentru a-i ajuta cu adevărat pe elevi, recomand părinților să păstreze în permanență o strânsă legătură cu școala. Datoria noastră părintească ne obligă în a ne da silința să formăm din copilul nostru un om și un caracter. Dragi copii, vă doresc să începeți anul școlar încrezător în forțele voastre și cu dorința de a demonstra că sunteți capabili să fiți responsabili și m-aș bucura ca fiecare dintre voi, pe parcursul anilor, să descoperiți pasiuni, înclinații care în viață să vă împlinească. Vă urez un an frumos, un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune și mai mult succes și mult succes cadrelor didactice și elevilor în desfășurarea activităților școlare. În final, vă pot asigura că pentru noi, ca și autorități locale, educația, sănătatea, cultura, infrastructura reprezintă o prioritate în pregătirea și dezvoltarea tinerii generații. Vă asigur că vom depune toate eforturile pentru ca dumneavoastră să aibă condiții optime pentru a învăța, pentru a se dezvolta sănătos, pentru a putea fi pregătit să pășească în viață. Tuturor vă doresc un an cu împliniri școlare și profesionale, bucurii și gânduri bune. Să ne dea Dumnezeu un an școlar bun. Multă sănătate și mult succes tuturor. Vă mulțumesc! Dar văd aici pe domnul învățător Puiu, căruia sincer aș vrea să-i mulțumesc pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul acestei școli. Să-i dea Dumnezeu sănătate, pensie lungă și sănătate multă, încă o dată. Mulțumim frumos pentru întreaga activitate. Dragi stimați părinți și profesori, dată asistență, a devenit deja o tradiție ca noi polițiștii să vă fim alături în această zi specială. Trăim împreună cu voi emoția unui nou început și anul acesta, mai mult ca în alți ani, venim în fața dumneavoastră pentru a vă asigura că adevărații profesioniști ai Poliției Române vă sunt alături și au prioritate siguranța dumneavoastră. Cu toții știm că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de atenție, de îndrumare și protecție. Credem că o colaborare permanentă între polițiști, cadre didactice și părinți va asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba liniștea comunității în care trăim. Ne dorim împreună, prin dezvoltarea unui simț al comunității în jurul școlii, să oferim copiilor noștri un an școlar încununat de performanțe în siguranță. Acest lucru va presupune ordine în sistem, coordonare între autoritățile centrale și locale, planuri concrete și foarte multă responsabilitate. Nu este ușor, dar este o misiune pe care ne-o asumăm și în care credem. Este datoria noastră să fim alături, să vă sprijinim și să contribuim la asigurarea unui climat optim de care fiecare copil are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Vă mulțumesc! Emoțiile voastre sunt numeroase, iar o școală nu se poate numi școală decât cu elevii în ea. O să invit doamnele învățătoare și domnii învățători cu elevii pe rând pentru cei care învață la clasele de dimineață, program de dimineață. Ați prezentat colegii noi, care le urăm bun venit în cadrul școlii. Da. Cer scuze. O să vă invit pe doamna învățătoare de la clasa pregătitoare pentru Maria, pe doamna de la clasa 1 Nistor Anca, pe doamna Gălățanu Gabriela de la clasa 2, deja o știți, pe domnul
Viorel de la clasa 3-a cunoașteți, pe doamna Stănescu, de la Stănescu Maria, de la clasa 4-a o cunoașteți, pe domnul Chim Adrian, clasa 4-a. La clasa 5-a elevii vor avea pe dirigentă, pe doamna Cioroagă Luzița, la clasa 6-a pe doamna de matematică și ușurăm bun venit, doamne Popa Gabriela. La clasa 7-a doamna Tebeco Oana Mihaela este dirigentă, iar la clasa 8-a Zacaria Larisa Elena. Anul acesta este un an de foc, sper ca generația actuală de clasa 8-a să o atingă, de ce nu să depășească la rezultate pe cei de anul trecut și avem o noutate. Acest lucru o să vă anunțe, despre acest lucru o să vă anunțe domnii profesori, dar cei care nu vor obține nota 5 la evaluarea națională nu pot fi admiși la liceu. Așa că știți acest lucru de acum și aveți timp să munciți și să aveți rezultate foarte bune. Și am numit-o pe doamna educatoare de la grădinița numărul 1 Scurta, Vespan Alina Loredana, care este prezentă alături de noi. Mai avem pe doamna Miron Elena alături de noi și mai avem mai multe cadre didactice care nu sunt omite cineva, dacă omite cineva mă iertați, mai avem pe cadre didactice care vor face ore atât la ordine și la scurtă. Acestea au fost repartizate săptămâna trecută, spre sfârșitul săptămânii, unele chiar bine, iar informațiile au venit aseară târziu. Vreau să vă doresc tuturor putere de muncă, să învățați zilnic, învățați pentru voi, nu pentru note. Și așa că vă doresc un an școlar minunat, cu reușite și fără incidente. Haideți să o luăm pe doamna Nistor Anca, dacă doriți. Invită în școală bobocii de clasa pregătitoare. De la cele două doamne învățătoare. De la Ilaim Felician, cer scuze. M-am rămas la urmă. Promoția asta că... Clasa pregătitoare. Clasa pregătitoare și școală. Hai, sus. Thank you.
nu știu cum ați așteptat, că nu vă cunosc minișor, dar asta e inima zilă, de mâine încolo discutăm. Bun. Da, vă urăm succes. Mulțumim. Și dumneavoastră, dar mai ales celor mici, care aveți nevoie din gura tare, de subiectul. Părinților, să țină legătura cu școala. E o recomandare și cred că să ne prindă bine tuturor. Și nouă, nouă. Și în rest, să ne dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă. Mulțumim. Succes și un an cât mai bun. Mulțumim. Bine, la revedere. Succes, mă bine. Gata.